Mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru pozițiile exprimate. Au fost numeroase. Mi-aș fi dorit să fi fost mai numeroase. Vă mulțumesc celor care ați găsit cuvinte de apreciere pentru România. Vă mulțumesc și celor care au găsit cuvinte de critică constructivă, fiindcă altfel de critică nu-mi imaginez că se poate face în Parlamentul European. Unitate în diversitate. Acesta a fost conceptul cu care am încheiat prima mea prezentare și luările de poziție din această sală arată într-adevăr că aici trebuie să lucrăm. Abordări foarte diferite, dar evident fiecare cu greutatea și cu reprezentativitatea parlamentară a ei. Dați-mi voie să vă propun un demers prin care pot să interacționez cu dumneavoastră, cei care ați luat cuvântul, și poate și cu alții care încă n-au făcut-o. Având în vedere diversitatea temelor și vă asigur că toate sunt importante, mă interesează și avem poziții ferme pe toate, nu pot să intru în toate detaliile și în toate răspunsurile. Împreună cu colegele și cu colegii mei, vom avea grijă ca fiecare vorbitor să primească un răspuns înscris și cred că în acest fel vom îmbunătăți net dialogul între noi. Încă o dată mulțumesc pentru luările de poziție. Dați-mi voie în încheiere, domnule președinte, onorați membri ai Parlamentului European, să revin la câteva cuvinte cheie, fiindcă astăzi vorbim despre cum vom creiona viitorul Uniunii Europene, unitate și coeziune. Apropiere față de cetățean. Securitatea internă a Uniunii Europene, securitatea frontierelor Uniunii Europene, greutate în politica internațională a Uniunii Europene, abordări care respectă și cultivă diversitatea, dar permit o acționare unitară înspre exterior. Iată temele care ne preocupă pe toți, teme care îi preocupă pe europeni. Cred că este obligația noastră să găsim nu numai răspunsuri, ci să găsim politici și să aplicăm practic ceea ce credem noi că este important pentru cetățenii noștri, dar în același fel și pentru Uniunea Europeană.